Astăzi ne vom uita la cel mai trist desen animat făcut vreodată. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Astăzi vom face o reacție foarte specială și în același timp una foarte tristă. Într-un fel, aș putea să spun că ăsta este un încearcă să nu plângi, pentru că urmează, fraților, să reacționăm la cel mai trist desen animat care a fost postat vreodată pe YouTube. Și fiți atenți că la desenul ăsta animat trist este o chestie foarte interesantă. Oamenii care l-au văzut, gen, și dacă cumva prietenul tău l-a văzut și vrea să zică de filmul ăsta, toți au spus că Chica are un final surprinzător. Știi ce zic? Adică nu au vrut să dea spoiler, nu au vrut să știu dinainte care e finalul, însă Chica, filmul ăsta, chiar dacă este foarte, foarte trist, are un final surprinzător. Și vă spun sincer, vă dați seama, finalul ăsta numai două chestii. Ori poate să fie fericit, ori poate să fie trist. Însă Doamne ajută să fie un final fericit. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Deci se numește Wind Up și este făcut de Unity. Bănuiesc că toată lumea a auzit de ăștia care fac jocuri pe Unity. E foarte, foarte mișto și hai să vedem care-i treaba. Cel mai trist desen animat, încearcă să nu plângi, pentru că e foarte, foarte trist și te sperăm să aibă un final fericit. Doamne ajută, hai să vedem, ok. Hai să ne uităm, are 9 minute, are 10 minute. Este un desen animat, ok. Bun. Ok. Sper să aibă un final fericit, Doamne ajută. Bun, deci e vorba despre băiatul ăsta care se ascunde în dulap? Sau mi se pare mie? A, bă, nu. A, o fică. Asta e fica lui. A, boys! Se joacă hide and seek, gen. Se joacă de-a face ascunselea. Bun, fraților, el se ascunde. Hopa, dar ce s-a întâmplat? A, doarme? Ok, boys, el se ascunde și ea îl caută. Ok, până acum e foarte tare. Bă, dar parcă are lacrimi în ochi. Hopa! Hopa, l-a găsit? Aha! Foarte tare, l-a găsit, ok. Mamă, ce drăguț, boys, are peste tot d-astea cu el, desene cu el. A, deci este o relație tată-fică, eu n-am că e un simplu băiat. Acum, deci este tatăl acestei fetițe, ok. Ok, foarte mișto. Oh, și mama lor este bolnavă, fraților. Oh, shit, ok. Și mama lor este bolnavă. Ok, soția lui este bolnavă. Bun. Ok. Doamne ajută să fie totul bine. Soția lui este bolnavă. Bun. Cred că, da, asta practic e partea tristă, pentru că a început foarte, foarte așa, foarte happy tot filmul. Era o relație tată-fică foarte bună și acum e foarte nașpa. Uite, și tot pune să cânte aia. Da, boys, eu cred, gen, din câte văd eu aici, că ea e de foarte mult timp în comă, gen. E bolnavă, că a văzut că erau foarte multe poze acolo. Ok, Doamne ajută să fie totul bine, Doamne ajută. Ok, amică, ea se distrează, nu? Hopa, dar a dormit într-un copac? Bă, ăsta cumva e un copac gigantic? Boys? Cumva e un copac cu topogan? Cât de mișto, bro! Are un copac cu topogan! Băi, vreau și eu. Ok. Foarte drăguț. De puțin mai încet. Bun, fraților, de ce se distrează în continuare? Dar mama ei este bolnavă. Hai să vedem ce se întâmplă. Oh, 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 oh. Am mișcat, ok. Bă, mă, și el nu și-a dat seama. Sau el a adormit. El nu și-a dat seama, bro. Bro, a mișcat și el nu și-a dat seama, man. Gen, nu a văzut pentru că a dormit. Uitați-vă, stai aici cu ea non-stop, bro. O iubește foarte mult, ok. Bă, da, a mișcat, man. A mișcat. Iar a mișcat. Deci nu spune că iară doarme. Oh, bă, da, a văzut și el. A văzut și el. Ok. Bun. Opa, ce e aia? Ce e aia? Na, era o frunză. Bun, amică desenează. Ați văzut că îi place să deseneze. Numai asta face. Ok. Ce ginga așa e. Ok. A ieșit afară. De ce? Gen, ați văzut că a văzut frunza aia și parcă era un semn, pentru că s-a oprit ce a făcut și acum a luat-o la fugă. Aaaa! Credeam că trebuie să meargă în copac. Nu, că a văzut frunza. Dar genera un semn frunza aia și a dat seama unde trebuie să meargă.
Ok. Unde vrea să meargă micuța? Ok. Hai să vedem unde merge. Merge la copacul ăla? Hopa, mamă, este un copac și mai mare. Ok, asta e ceva templu. Micuțo, nu intra acolo. Micuțo. Micuțo. Ce mică încearcă să deschidă. Ok, până urmă a deschis, a fost totul bine. Hopa! Hopa, e cineva acolo! Boys? What? Fraților! Ia stați! Cumva, ia stați, boys, am așa o mini-teorie. Cumva, ăla e taică-su, gen cu maică-sa, acolo e ea gen la pat. Și ea nu știe, fetița nu știe. Hopa, ai grijă, micuț, ai grijă. Cumva ea nu știe? Sau care-i treaba? Că parcă e ceva care stă plecat. Dar nu cred, boys, că e ideea, nu? Că cred că e altceva aici, nu? M-am dus eu prea departe cu gândirea. Ok, uite că îi bate inima. El stă aici în continuare. Hop, a picat aia pe jos. Oh! S-a stricat! S-a stricat aia! Nu, bro! S-a stricat jucăria. Gen chestia pe care tot eu dădea. Ok, hai, refă-o, te rog eu, frățioră, te rog eu, spune-mi că știi să o refaci. Spune-mi pe bune că știi să o refaci. Bro, nu mai știi? Te rog. Aoleu, s-a stricat și ăla, bă, s-a stricat tot. Sau? Hai, mă, spune-mi, te rog, că știi să le refaci. Mamă, uite, uitați-vă cât timp a trecut, boys, a trecut câteva ore și a refăcut-o, nu? Merge? Spune-mi, te rog, că merge. Spune-mi, te rog, că merge. Spune-mi, te rog, că merge. Merge? Oh, shit, fraților, nu merge, bro. Ok, asta e destul de nașpa. Dar unde e Amica? Opa, boys, Amica a venit aici. Locul ăsta super ciudat. Ok. Opa, ai grijă, ai grijă, micuțu, ai grijă. Ai grijă. Ce se întâmplă, fraților, aici? Mai exact, ce se întâmplă cu micuța asta? Taică sau acolo, e supărat, băi, vă dați seama. Vă dați seama, gen, cred că era, a zis că era foarte importantă pentru el jucăria aia, gen, să păstreze contactul cu ea sau habar nu am. Asta e foarte... Uite, opa, a picat ăla de pe... A picat ăla, bro. Pune ăla la loc, te rog eu. Uite, se uită. Ok. Boi, zi trist rău de tot. Mă țin să nu plâng. Uiteți-vă, el plânge, bro. El plânge, săracu. Ok. Plânge, e trist, man, e trist. Ce se aude? Ce se aude, boys? Ce se aude? A început ea să respire? Boys! Boys, deja... Își deschide ochii? A, cântă! Încearcă să cânte! Încearcă să cânte, gen! Cântă, frățiorul, cântă! Cântă, 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 cântă! Hopa, dar stai, Amica unde e, fraților, că nu înțeleg? Gen, unde e Amica? Ce-i locul ăsta super ciudat? Ia uite-o, pe micuță! Aude și ea cântecul! Deci, băi, cred că e cum știa Amica, gen, cred că e cum am zis eu. Ea nu știe, gen, probabil s-a zis că... n-are mamă sau ceva de genul și... ea nu știa... Ala, ai grijă, micuțo! Micuțo, ai grijă, ai grijă! Ai grijă! Ai grijă, micuțo! Boi... Nu plânge... Haide, micuțo, hai că ești puternică, ridică-te! Hai, du-te! Dar unde merge, boys? Băi, efectiv, zici că e în cea mai mare... în cea mai mare aventură. A găsit plușul ăla, plușul ăla care stă cu maică-sa întotdeauna. A zis că maică-sa are un pluș lângă ea întotdeauna. Ia uite, l-a găsit. A, ce drăguț. Boys, și cred că aici...
Gen, ce se află aici? Oh! Boys, aici sunt pozele cu ea și cu taică-su. Păi da, ia stați. Gen, astea sunt poze vechi? Că nu înțeleg. Cum adică? Ce se întâmplă, bro? Ok, ce a găsit? O fi că dacă merge pe ușa aia, găsește, o găsește pe maică-sa și pe taică-su acolo. Sau? Ia, a deschis ușa și a văzut pe ei? Da, cred că i-a văzut pe ei, bro, nu? Oh, și aș deschide ochii! Și a deschis ochii, bro! Let's go! Let's go! Let's go! Acest film a fost dedicat celor care se luptă cu... Cum zice? Se luptă cu brâmă. Oh, mamă! Băi, e foarte, foarte riscant. Micuțule, vin aici. Ce drăguț! Oh. Fraților, sărăcuții. Gen... Vedeți, se topesc ghețarii lângă ei. Na, se... Opa, aveți grijă. Se sfărâmă lângă ei. Ok, am ajuns pe mare. Doamne, aștept să ajungă undeva bine. Bun, am ajuns pe mare. Și văd ceva, gen? Sunt în mijlocul oceanului. Văd ceva, un loc unde să se ducă sau ceva? Hopa, unde s-au trezit? Trezirea, băi! V-ați trezit, băi? Ia uitați-vă, fraților! Am ajuns la ceva junglă sau care-i treaba asta? Băi, e bine, nu pentru ei, adică nu știu dacă e bine pentru ei, că ei sunt urși polari. Gen, ei nu trebuie să stea la rece? Gen, adică nu sunt sigur. Ok, am ajuns la ceva islă, mamă, ce frumos e aici, bro! Ho-ho, ce tare! Ok... Uite, uite, se bucură, linge pe micuț. Se bucură. Ok, hai, aveți grijă. Bun. Au ajuns în jungla asta, gen. Sau ce o fi, uite, se joacă cu el. Oh, asta micuț e obosit. Îl ia așa, uitați-vă la el. Hai să vedem, fraților. Bănuiesc aici o să se întâlnească cu alte animale, gen. Să sper să nu, gen, animalele să fie diabolice și să le facă rău. Sper să fie de treabă animalele. 100% o să fie de treabă, nu? Foarte frumoasă pădurea asta. Hopa! Băi, ce? Ghișe, nu mânca. Băi, ce drăguț. Ce drăguț, e o furnică. Hopa! Mamă! Boys! Au dat de un urs normal. Ok, nu știu, fraților, nu mă pricep care sunt relațiile între urși polari și urși normali. Adică se respectă pentru că ambii sunt urși? Sau care-i treaba? Uite, s-a speriat micuțul. Nu te speria. Oh, uite, boys, ce să nu se sperie, ce drăguț. Îi zice, îi zâmbește, nu te speria, frățioro. Sau? Da, îi zice să nu se sperie. Mamă, ia uite, când vede mama lui, hopa, oh, și ăsta e micuț, frațiu, și ăsta e micuț, gen, dar trebuia să-mi dau seama, pentru că ambii sunt de aceeași dimensiune, sunt doi micuți, ce drăguț, ok, bun, până acum, fraților, nu știu, nu am plâns, adică nici nu s-a întâmplat ceva tragic, efectiv, e foarte drăguț, hai să vedem, unde au ajuns micuții? Oh, au ajuns într-un loc unde să nu mai urci. Bă, cât noroc pe ei, man. Adică, sper să nasă, nu se întâmplă ceva. Dar, băi, să nu mai urci, cât noroc pe ei. Ok. Se bucură, uite, vine și ei pe aici. Ia, uite. Uite, urși, mamă, dar toți urși. Mamă, dar e ursoaica polară, probabil. Nu știu dacă e urs sau ursoaică. E cea mai mare dintre ei. Ia, uitați-vă, fraților. Au venit în tabăra asta, urșilor. Vor să mănânce? Hopa, hopa, hopa! Hopa, ia stați, boys, că începe necazul. Cine e ăsta? Ce face? Le zice să plece, cred. Uite, micuțul vrea să mănânce. Boi, au, alu, frățior, vezi că e de trei ori cât tine. Dacă îi mai dai una, te-ai dus, nu mai există, nu mai... Ai grijă. Oh, micuțule, stai așa, boi. Dar ce, ăștia ce treabă au cu ei? Adică, na, să nu-i tabăra lor, ar fi trebuit să se prezinte sau ceva de genul.
Ok, se uită în ăsta, sunt tri și micuții. Ah, boi. I-au dat afară, man? Vezi că ce un gard. Cumva i-au dat afară din tabără? Bro. Uite. A sărit el. A, vine și asta, n-ai nicio treabă. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Hopa, ok. A venit înapoi în tabără sau care trebuie, gen? Au ieșit sau au intrat în tabără? A, uite ce au găsit aici, pot să doarmă peste noapte. Bă, sărăcuții, sărăcuții, man. Nu-i acceptă urși ăilalți. Nu-i acceptă urși ăilalți. Acum, boys, nu știu eu din punct de vedere biologic sau animalelor dacă se acceptă între ele sau numai la filmul ăsta. Hopa, s-au trezit. Hopa, băi, unde-i micuțul? Băi! A dispărut... A dispărut micuțul! Nu e de glumă! Alo? Unde a dispărut micuțul? Frații mei, unde a dispărut micuțul? Asta nu ar trebui să fie de glumă. Ia uite-l! A, mă, credeam că l-a răpit cineva, dar de fapt s-a dus de la explorare. A, mă, micuțul, ai grijă, man. Ia ce vede acolo? Pește! Frații mei! Ia stați puțin! Ia stați puțin că mie mi se pare foarte, foarte ciudat. El a găsit pește pe un butuc așa. Pare că pus special acolo. Eu cred că este o momeală. Eu cred că este o momeală sau ceva de genul. Că prea a găsit el așa deodată pește. Gen, cred că este o momeală. Uite, v-am zis, bro! Uite, ursul mare în spate. V-am zis, bă, era clar, men, că n-are cum să găsească el pește așa. Efectiv, gen, deodată merge prin pădure, găsește un butuc cu pește. Mamă, și îl fură urși mari, bro. Hopa, a țipat. Mamă, mamă, fugi, fugi, fugi. Bă, bă, sărăcuțu, sărăcuțu. Mamă, vor să-l mănânce sau care-i treaba? Hai grijă, băi, sărăcuțule. Ia, ia, ce face, ce o să facă? Fraților, ai grijă. Bă. Ia că vine. A venit fiorosul. Ia uite, băi fraților, acum gen, dacă stați să vă uitați și pe la poza asta, vedeți că ursai că e cât doi de ăștia, dar na, nu știu dacă are vreo șansă, că i-ați mai mulți, practic, și sunt și pe terenul lor. Mamă, sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți. A, hopa, bun, l-a salvat pe micuț, boys, e bine, nu s-au bătut și au plecat, gen, poți să plece. O, aoleu, ai grijă, micuțule, ai grijă. Ok. Bă! Ce-i asta? Au venit mai mulți? Ce se ia? Fraților, sunt mai mulți urși polari? Hopa, ia asta, zic că nu prea înțeleg aici. De ce sunt mai mulți urși polari în pădurea asta? Sau că nu, nu prea am înțeles. Ia, aoleu, iară se iau de ei, bro. O să vină la ei, uitați-vă. Vin la ei, mamă, ăștia sunt gen polițiștii urși, vedeți că au și scuturi de alea cum are poliția. Bă, mai aveți grijă. Dar fraților, care era treaba cu urșii aia, că nu prea mi-am dat seama. Ați văzut că au apărut numai o dată. Ia uite cum l-a luat și a fugit. Bro, ia uite-i, bro, uite-i pe aici, uite-i pe toți. Dar vedeți că ei nu-i observă, gen, că e doar o iluzie optică. Ba nu, bro, ia, man, am ajuns într-un loc unde urșii polari și urșii normali, gen, se înțeleg între ei. Uitați-vă. Aaaa, stați, băi, că am fost prost eu, m-a luat gura pe dinainte. Ăsta e un loc unde urșii polari sunt trimiși înapoi în Antarctica, cred. Vedeți că sunt toți ăștia polițiști care îi urcă în bărci? Sau care-i treaba, gen? Ce le fac mai exact? Mamă, dacă câți urși polari, vă dați seama, băi, câți urși polari au plecat acolo. Ia uite. Haide, micuțule, mergi. Sunt trimiși, bro. Dar mai exact unde? Sărăcuții, bro. Credeau că au găsit și ei un loc normal, dar acolo erau alți urși. Îi trimit înapoi în Antarctica.
Da, boys, dacă stai să te gândești, desenul ăsta animat are o însemnătate în viața reală destul de mare, gen. Chiar foarte mare. Și ce, s-a terminat, bro? Nu cred. Hopa, hopa, boys, urma micuțu? Bă, bă, nu-i numai micuțu, nu? E și celălalt urs. Aaa, e numai micuțu, bro. A ajuns aici, e un animal de fluș acum, un animalus de fluș. Ok, fraților. Aici s-a terminat desenul animat. Bă, sau nu? Pentru că, băi, eu nu cred că o să plâng. Eu nu sunt genul care să plâng așa de mult. Dar dacă sunteți genul care plângeți mult, 100% o să plângeți și voi la videoclipul ăsta. Însă dacă nu, o să vă simțiți nașpa, gen, o să aveți așa o stare nașpa. Hai să vedem care-i treaba. Nu știu exact despre ce este vorba. Știu că e vorba despre ceva stronaut sau ceva de genul, nu știu, urmează să aflăm. Hai să vedem care-i treaba. Cel mai trist desen animat, let's go. Hai să vedem, fraților. Deci, după cum puteți vedea, asta este planeta noastră. Hai să vedem, bun, și apare ceva acolo de-aia. Bun. Deci cineva se trezește la 7 dimineața. Ok, băiatul ăsta. Bun. A, ba nu, nu e un băiat. Se duce la muncă, ok. Mamă, dar ce micuț e, ok. Bun. Sam, cine-i Sam? Ah, ok, fraților, deci fiți atenți, e vorba despre băiatul ăsta care merge la muncă, adică e un copilaș micuț, ați văzut și voi că e până la clanța de la ușă. Și a venit aici la ceva, la NASA, da, vedeți că e semnul NASA, deci la NASA, pentru că a venit ceva astronaut din spațiu. Mamă, uite, toată lumea se uită urât la el, pentru că e micuț, uite, ce micuț e. Ce se bucură. Mamă, l-a văzut pe Sam și a plecat. Ah, mamă. Ok, sărăcuțul. Sam îi face cu mâna și pleacă pe lună. Oh, el voia să-l vadă pe Sam, fraților. Voia să-l vadă pe astronaut. Uitați-vă ce trist e. Ok, și toată lumea lasă aici, bun. El voia să-l vadă pe astronaut. Ah, uite, și uite poza că și cu astronaut. Bă, uite, uitați-vă, el se bucură, mă. Măcar are o poză cu astronaut, chiar dacă e ciudată, bun. Și asta pleacă în... Deci ăsta merge cu racheta, toată mai face cu mâna și acum pleacă, gen. Ia uite, el se uită, e foarte pasionat o fi de asta cu astronautul. Ok, se duce. Bun, hai, let's go. Bun. Hopa, hopa, se întâmplă ceva, fraților. Hopa, mamă, și... Ok. Bro, what? Ce s-a... Bro. Deci a venit ceva particulă verde, a dispărut, cum îi zice, nava aia de astronaut și pe ăsta l-a electrocutat așa cu verde. Vedeți care particule verzi. Mamă, nu mai au semnal, bro. A murit astronautul, bro. Mamă, cred că el acum e foarte trist. Bă, bă, voi ați văzut, boys? Are, uitați-vă, are o jucărie cu astronautul. Bă, deci probabil astronautul ăsta era idolul lui, bro. Mamă, sărăcuțul. Și a murit. Uite, a pus și poza cu el acolo. Nu poate să doarmă noaptea. E foarte supărat. Bun. A doua zi. Iar la 7 dimineața. Mă... What? Boi, mi se pare bine să ai vreo schimbare aici. A mai crescut? Sau asta e după mai mult timp? Bro, cred că a mai crescut. Uitați-vă, se uită și el, bro! Cred că efectul ăla l-a făcut să crească, nu? Bro? Ia uitați-vă la el. Mamă, ce mare e! Bro, acum e foarte mare! Băi, uitați-vă la el. Acum e foarte mare, nu e foarte mic. Se bucură. O fi că acum, pentru că e înalt, poate să devină astronaut. Ok. Uitați-vă, bro. Mamă, e mare rău de tot. O să-și dea cu capul. Eram sigur. Mamă, băi, e prea mare. Ok, boys. Cred că acum vedeți ce se simte destul de ciudat, pentru că acum e prea mare. Înainte era prea mic, acum e prea mare, săracu. Ok, a ajuns la muncă. Deci lucrează aici, la NASA. Uite, aici pentru Sam. Toți aruncă omagii, flori. Și-l văd pe el, uitați-vă, e gigantic. Holy shit. Mamă, e gigantic, bro. Uitați-vă, bă, nici nu poate schimba pe tastatură. S-a făcut gigantic. Toți se uită urât la el. Ce se întâmplă? Mamă, frățiorul! Săracul de el, bro! Săracul de el! Uite, a venit la baie.
Tu, toată lumea fuge de lângă el, bă, sărăcuțu. Băi. Uitați-vă, bă, asta e dovada că efectiv nu trebuie să, nu trebuie să vă pese de, de ce zic ceilalți, ați văzut. Era prea mic, nu era bine, acum e prea mare, iar nu e bine. Deci nu e bine la oameni niciodată nimica, știi ce zic? De, nu e bine absolut nimica, să nu vă pese de ce zic oamenii. A, opa, acum fac ceva de asta. A, băi, deci acum, acum zice, fac un proiect să vadă de ce a dispărut Sam ăla. Ok, uitați-vă, el e cel mai mare în continuare. Ok. Deci nu merge, nu știu exact ce vor să facă. O fiecare el o idee sau ceva. Uitați-vă, boys, el tot e mare așa. Ce se întâmplă? A auzit ceva la el în casă. Ia uite, boys, tot particulele alea verzi. Cred că e ceva supranatural. Tot astea îl deranjează. Bă, uite, și-a aduce aminte de Sam, sărăcuță. Și acum, ce crede, boys? Opa, vrea să se facă el astronaut? Sau cine, ce vrea să facă? Vrea să-l găsească pe Sam? Bun. Își face și toate planurile, bang, bang. Sam, Sam, așa. Sam, stânga, Sam, dreapta. Bun. Mama, a explodat aia. Uite, și a făcut o... a făcut ceva. Bro! Mamă, a făcut... Bro, fiți atenți că a reușit să facă cu particulele alea o... de-aia cum l-a făcut să dispară și pe Sam, știi, zic, o armă secretă. Se duce la supervizorul lui. Îi spune la ăsta că a descoperit nu știu ce. Ia, uite, arată asta, ia. Ia. Hai să vedem. Ia, hai. Dai, frățeară, ia uite. Se uită toți la el. Mamă, băi, săracu. Iar a crescut, bro, și nu-i mai intră degetul acolo. Hopa, cu asta mic. Hai, hai. De că asta, băi, băi, și iar îl lasă toată lumea. Băi, sărăcuțu, bro. Uite, și mergea cu asta mic. Bro, a crescut și mai mare acum. Bro, sărăcuțu. Băi. Uite, a dat asta de alertă. Nu știu ce o să-i facă, boys. O să-l închidă sau care-i treaba? Se prăbușește toată clădirea. S-a prăbușit toată clădirea, boys. De la el, pe bune. Băi, e prea mare. Mamă, uitați-vă! Bro! E prea mare! Ia uite, elicoptere! Vine poliția pe el! Sărăcuțu! A fost arestat, uitați-vă, boys, are 120 de metri! Deci e gigantic! De cauza acei exile, boys! Bă! L-au exilat, fraților. Adică l-au dat afară din țară. Probabil el era în America, că acolo e NASA. Și l-au dat afară, l-au pus pe o insulă să stea singur. L-au dat afară din țară. Bro. Uitați-vă, boys, l-au lăsat. L-au dat afară din țară. Holy shit. Mamă, sărăcuțu, bro. Să uite la fotografia lui cu Sam, nu? Ce-i asta? Ia uite! Noua jucărie! Ce-a făcut? Ce-o să fac cu jucăria asta? Ce-a făcut, bro? Hopa! Bro! E... ce-i asta? Ok. Oh, e Sam, fraților! E chiar Sam, astronautul! Mamă, e la fel de gigantic ca și el! Amândoi sunt gigantici. O să și mai gigantic ca el. Mamă, o să și mai gigantic ca el. Și-l face astronaut, bro. Hopa, ce se întâmplă?
Bro, ce se întâmplă? Îl ia și cred că îl duce, da, îl duce înapoi acolo. A, că pleacă aia. Mamă, și a lăsat foaia aici. Ok, și acum a fugit din, de pe pământ, nu? Foaia mea! El se simte prost că nu mai are foaia. Poza cu Sam. Ok. Bă, uiteți-vă. Și pământul, bro, se face mai mic. Bro, ce se întâmplă cu pământul? Și moare pământul. A murit toți. Și nu mai au supraviețuit. Ok. Bro, uitați-vă toți cum se uită. Văd poza aia. Nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă, bro. Uite un mar gigantic. Mamă, cât de gigantici au ajuns să fie, voi vedeți. Bro, uitați-vă cum e pământul pe lângă ei. Bro, voi vedeți cât de gigantici sunt. Holy shit. Uite, a pus pământul în ceva bulă de-aia. Bă, cât de gigantici au ajuns să fie, bro. Aici s-a terminat audio, boys. Genou, sau? Da, s-a terminat audio. Uitați-vă, ăsta bea suc. Bro, cât de gigantici au ajuns să fie. A, și acum cred că, da, voi să facă ceva experimente ca să salveze lumea? Sau ce o să facă? A, uite, le-a dat un soare și acolo e lumea, boys. Și aici am, hey, I am Sam. Și aici cred că s-a terminat. Nu? Ok, eu sunt Bob, spune ăla. Bun, deci el e Sam, ăla e Bob. Și acum ce o să facă? Let's save the world, o să salveze lumea. Bun, fraților, și aici s-a terminat desenul animat. Băi, a fost foarte drăguț și foarte emoționant. Adică, băi, moralul acestui desen, ideea e că pe parcursul lui m-am simțit destul de prost, dar însă nu m-am simțit, nu m-a apucat plânsul, dar la final a fost un final foarte bun. Moralul acestui desen este că, oricum ai fi, nu ești bun pentru ceilalți, fraților, așa că să nu vă mai pese ce zic ceilalți. A fost un desen foarte interesant, băi, eu am fost Marusian cu, dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!